Măsurile de protecție socială pentru persoanele ce urmează a fi disponibilizate au fost publicate în Monitorul Oficial. În perioada 2013-2018, mii de salariați din companiile de stat vor ajunge șomeri prin disponibilizare. În acest context, guvernul a publicat hotărârea prin care se stabilesc măsurile de protecție socială pentru aceste persoane. Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatorii economici cu cel puțin 36 de luni înainte de data concedierii. Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care au fost preluate de operatori economici în baza actelor normative în vigoare dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu operatori economici de la care au fost preluate sau persoanele care au fost preluate de operatorii economici rezultați în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici. Persoanele concediate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de următoarele drepturi: indemnizație de șomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, venit lunar de completare, plăți compensatorii acordate de către operatorii economici din bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, în conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic. În Valea Jiului vor părăsi sistemul 500 de mineri. Este vorba despre angajații Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, societate comercială formată din minele de huilă neviabile.